Cea mai veche meserie din lume le dă dureri de cap polițiștilor din Drobeta, Turnu Severin. Lucrătoarele sexuale de aici sunt amendate chiar și de mai multe ori pe zi. Acțiunea a fost preventivă desfășurată în municipiile Drobeta, Turnu Severin și Orșova, dar și a orașelor Strehaia, Vânju Mare și Baia de Aramă, precum și a zonelor rurale cu predilecție pe drumurile europene, drumuri naționale, drumuri județene, stații PECO și parcările aferente acestora. În data de 4-8-2021, polițiști din cadrul mai multor structuri ale Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți au acționat în scop preventiv reactiv, în vederea asigurării unui climat corespunzător de siguranță civică, a prevenirii și combaterii fenomenului de prostituție, precum și a faptelor antisociale comise în locuri publice, atât în mediul urban cât și în mediul rural. Principalele obiective ale acestei activități au fost depistarea și tragerea la răspundere a persoanelor care practică prostituția, identificarea locațiilor folosite îndeoseb de prostituate și proxeneți pentru racolarea de clienți, identificarea bunurilor obținute din comiterea de infracțiuni, dar și sancționarea celor care încalcă prevederile legale. Acțiunea s-a desfășurat pe raza municipiilor Drobeta, Turnu Severin și Orșova, a orașelor Strehaia, Vânju Mare și Baia de Aramă, precum și a zonelor rurale cu predilecție pentru drumurile europene, naționale, județene, stații PECO și parcările de pe acestea. Ca urmare a abaterilor constatate, au fost aplicate un număr de 40 de sancțiuni contravenționale cu o valoare de 16.700 de lei și au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți în vederea fotografierii și amprentării un număr de 20 de persoane. Reamintim că atragerea de persoane sub orice formă săvârșită în localuri, parcuri, pe străzi, în locuri publice, în vederea practicării de raporturi sexuale cu acestea, cu scopul de a obține furase materiale, precum și îndemnul sau determinarea în același scop a unei persoane de a săvârși o astfel de faptă, reprezintă contravenție și se sancționează cu o amendă cuprinsă între 500 și 1500 de lei. Ca urmare a abaterilor constatate au fost aplicate 40 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 16.700 de lei și au fost conduse la sediul inspectoratului în vederea fotografierii și amprentării un număr de 20 de persoane.